Andrei, ai marcat singurul gol al echipei în Conference League. Ești pe val. Da, când încep meciurile, vreau să joc pentru echipă, să ajut echipa să câștige, iar dacă dau pase de gol sau goluri, asta este un bonus și mă bucur că sunt acolo în careu și reușesc să marchez. Un gol sau un assist? Au egală valoare pentru tine? Doresc să marchez, dar dacă aș avea să o dau în gura porții și să câștigăm meciul cu 1-0, o dau pentru colegul care e mai bine poziționat. S-au legat victoriile în campionat, alt entuziasm, altă perspectivă? Da. Concentrați, focusați pe ce aveți de făcut. Atmosfera este una mult mai bună. Cred că meritam victoria și cu voluntari, iar cu 3-4 puncte în plus, dacă eram puțin mai atenți, eram mult mai sus, avem și două jocuri în minus, dar sunt convins că ne vom bate la titlu acolo unde merităm să fim. Se zice foarte mult despre dacă nu o să intrăm în play-off, se vorbește foarte mult, dar mintea noastră și toată ziua vorbim să câștigăm campionatul, nu să ne batem la play-off. Să înțeleg că ții pariul cu Mihai Stoica. Știi despre ce e vorba? A spus că până la finalul sezonului regulat, FCSB-ul va face cele mai multe puncte. Da, a zis bine. Până acum suntem bine. Suntem pe un tren ascendent și trebuie să urcăm cât de mult putem, să fim atenți, concentrați, meci de meci, să luăm pas cu pas, pentru că asta este cel mai important și ne vom ridica, sunt convins de asta. Ați simțit că e o prioritizare a competițiilor în care evoluați? Adică am văzut, patronul a spus Liga 1, apoi Conference League, apare și Cupa României. Da, noi avem un lot foarte mare, jucători de calitate și putem face față pe trei planuri, Cupa, Conference League și campionat. Sunt jucători pe care s-au plătit sume importante. Crezi că FCSB-ul are cel mai bun lot din Liga 1? Raport calitate-preț mă refer. Ca preț, 100%, calitate și calitate, dar sunt, uite, este și CFR care are un lot foarte bun, sunt o echipă puternică. Noi dacă o să intrăm montați și o să fim și noi o echipă la fel de puternică, ca și calitate suntem mult mai sus decât toate echipele din Liga 1. Care sunt obiectivele tale în acest sezon? Ai fost chemat și la echipa națională. Cum vezi traiectoria ta? S-a vorbit de o ofertă din Arabia, la un moment dat. Cum vezi traiectoria ta în continuare? Am spus, în cea mai bună formă a carierei mele. Sunt concentrat, sunt serios, îmi văd mereu de treaba mea, sunt motivat să-mi îndeplinesc visul și la început de an, când am venit aici în vară, am spus că vreau să-mi dublez cifrele față de anul trecut, de sezonul trecut. Am reușit să le egalez în câteva luni și îmi doresc să le dublez. Iar pe partea cu echipa națională îmi doresc să continui, să am continuitate, să joc cât mai mult și să ajut și acolo. Și pe partea de un viitor transfer, te tentează zona arabă sau te gândești să mergi în partea asta de Europa? Da, fotbalistic vorbind. Mă simt foarte bine momentan la Steaua, sunt bine fizic, bine mental, fac lucrurile cum trebuie făcute și, sincer să zic, momentan nu mă gândesc să plec nicăieri. Dacă pe viitor o să fie ceva bun pentru club și pentru mine, îmi doresc să continui, bineînțeles, în Europa. Ai două noi porecle. Care sunt ale? Ți le-a spus patronul FCSB. Nu ești la curent cu ele? Nu. Messi. Și aș vrea să te rog să comentezi și Sfinxul. Care îți place mai mult? Cordea. Tu ești doar Andrei Cordea. Da, nu putem să comparăm omul care a câștigat atâtea baloane de aur cu... Da, ai stângului, cumva. Nu. Nu. Sunt un jucător modest și încerc să-mi fac treaba cât mai bine pe teren. Sunt serios și, bineînțeles, am început să marchez și este bine pentru mine. Că se vorbește frumos, mă ajută foarte mult, sunt mult mai motivat și gândesc mereu pozitiv. Nu te strigă deja colegii? Bă, ia, fii sincer. Ce să zic? Mai ziceau așa, dar nu știam despre ce vorbesc după... Na. Nu pot să zic neapărat că îmi place, dacă se face caterincă și așa, accept, pentru că vorbim între noi. E un grup unit aici la FCSB cu Mister Cudică, cum te înțelegi, ce sfaturi îți dă?
Da, suntem un grup unit, am început să ne cunoaștem mai bine, s-au făcut foarte multe transferuri, am încercat să integrăm cât mai repede posibil, să fim atașați unul de altul. Eu mă înțeleg cu toată lumea, încerc să fiu prietenos, am deja un an jumate la echipă, pe cei noi încerc să-i ajut să se integreze cât pot eu, chiar și ceilalți, bineînțeles. Și cu Mister am o relație foarte bună, îmi vorbește mereu pozitiv, mă ajută, îmi spune ce își dorește de la mine la fiecare meci și eu încerc să fac ce îmi zice. Începe FCSB să arate așa cum vă doriți? Da, noi am avut foarte mult ghinion până acum, dar ghinionul se termină, n-are cum să fie la nesfârșit și rezultatele bune vor veni cu prestația noastră bună. La campionat, care ar fi adversarele pe care le vezi în final luptându-se la titlu? Campionatul ăsta îmi place mult mai mult pentru că e mult mai strâns față de sezonul trecut. Sunt echipe mai puternice, echipe la care le vin foarte mulți suporteri la stadion. Asta nu face decât să ne motiveze, pentru că oriunde jucăm vin foarte mulți suporteri. Sunt, cred că, 3-4 echipe care sezonul ăsta se vor bate la campionat. Mă întorc la națională. Cum vezi grupa? Elveția, Kosovo, Israel, Andorra. Da, nu vreau să mai zic că este o grupă bună, într-adevăr. Am avut noroc cu ce adversare am picat. N-am picat cu o echipă, să zicem, chiar de top. Și ne dorim să... De ce nu să trecem și să terminăm pe primul loc? Simți că e momentul în care generația asta trebuie să strângă rândurile, să prindă o nouă calificare la un turneu final? A venit momentul ăsta în care, după experiența cu Liga Națiunilor și alte campanii... Da, eu acum, ultima dată când am fost, deja îi cunoșteam pe toți. Am avut, de exemplu, cu Nicu Stanciu, care e cel mai bun prieten al meu. Am stat cu el, mă ajută mult și față de acțiunile trecute am văzut că suntem mult mai uniți, putem face glume unul cu altul, am și avut rezultate pozitive și cred că de aici se poate forma o familie frumoasă și acolo. Aici, la FCSB, care sunt cei mai glumeți? Care ar fi... Cuminți? Glumeți. A, glumeți? Crețu. Mai mult. El e șeful caterincilor? Nu, face caterincă bună, nu, și când e cazul. Când am avut rezultate proaste sau ceva de genul, nu făcea nimeni, îți dai seama. Dar așa... Andrei, da. Dacă ai avea puterea să alegi un campionat în care să joci din Europa, unde ți-ar plăcea să te vezi? Eu, sincer, aș vrea să pe viitor să mă întorc în Italia, pentru că mi-a plăcut acolo, știu fotbalul care se joacă acolo și mi-aș dori pe viitor să mă întorc. Ai vreo echipă pe care o urmărești? Să nu zic favorită din Serie A? Din Serie A îmi place mult, acum este pe Val Milan și au jucători de calitate și joacă un fotbal foarte frumos. Vreau să te întreb, cum e Andrei Cordea în afara terenului, în afara fotbalului? Ce pasiune ai, ce îți place să faci, cum îți petreci timpul liber? Majoritatea timpului, după ce îmi termin antrenamentul, sala și ce mai am de făcut, mă duc acasă, mă odihnesc, apoi mă uit la un serial sau un film, orice, mă și joc puțin la PlayStation și ies seara să mănânc. Ești apoi... bun la PlayStation? Da. Ai adversar în echipă? De sunt câțiva, da, sunt câțiva. Faceți turnee, faceți... N-am făcut momentan, campionate. Dar are fiecare echipa lui și se joacă la Ultimate Team. Merg și la cinema, cam de o dată la 2-3 săptămâni, îmi place foarte mult să mă uit la filme și cam atât, am o viață liniștită și bazată, totul depinde de fotbal. Dacă sunt bine pe partea fotbalistică, sunt bine și în viața de zi cu zi. Trebuie să ai un actor preferat. Nu, mă uit la orice filme, îmi plac. Ce gen? Okay. Filmele horror îmi plac. Aoleu, nu te temi că visezi noaptea urât? Da, îmi plac. Și locul de vacanță preferat sau vacanța ideală? Unde ai fost și ți-a plăcut și vrei să te mai întorci acolo? Îmi place, pe timp de iarnă stau cu familia, îmi place foarte mult să-mi petrec timpul cu familia, pentru că am plecat de mic de acasă, am plecat de la 11 ani, mi-am lăsat familia, mi-am lăsat prietenii și
și am plecat la Cluj, unde am început fotbalul, să zicem, mai de performanță, și la 18 ani am plecat în Italia, departe de familie, și îmi place de fiecare dată când am o vacanță să stau cel puțin o săptămână cu familia, să mă relaxez, să nu mă gândesc la nimic, doar să fie ei sănătoși, să fiu alături de ei, și după, bineînțeles, îmi doresc să stau și cu prietena mea, să mergem într-o vacanță.